Ca urmare a deciziei Ministerului Economiei de a înființa două complexuri mai mici în locul Electra și Hidroenergetica, complexul care se va înființa în Oltenia va cuprinde complexurile energetice Turceni, Rovinar și Craiova și partea viabilă a Societății Naționale a Lignitului Oltenia. Reprezentanții sindicatelor sunt de părere că Electra ar fi fost o soluție mai bună decât complexul Oltenia. Cu toate acestea, se dorește ca în urma discuțiilor și negocierilor entitatea să fie înființată în Târgu Jiu. Noi milităm pentru crearea acestei noi entități în Oltenia, care trebuie să fie viabilă și această companie și va rezolva, zic eu, multe din problemele sociale, economice ale județului Gorj, în primul rând, și a regiunii noastre Oltenia. Reprezentanții Uniunii Sindicatelor Mine Energie din Oltenia spun că odată cu înființarea noului complex nu se va pune problema nici de noi restructurări, dar nici de înființarea unor noi locuri de muncă. E greu de spus dacă se vor face noi locuri de muncă. Noi sperăm să se păstreze actualele locuri de muncă, pentru că după legislația în vigoare vor fi preluate toate societățile din minerit și energie care vor compune această companie cu bugetele lor, cu planurile lor de restructurare și cu, bineînțeles, cu problemele pe care le are fiecare. Chiar dacă pe la colțuri se vorbește că actualul șef al SNLO, Daniel Burlan, ar lua ori calea Bucureștiului, ori un post bun în viitorul complex, deocamdată nu s-a stabilit cine va fi directorul noului complex Oltenia. În urma discuțiilor care se vor purta în perioada următoare, se vor desemna posibili candidați pentru această funcție.